După ce o altă variantă a coronavirusului, Omicronul, s-a răspândit la nivel mondial, s-au născut multe controverse. De la cele mai negative ajungem la cele mai pozitive, întrucât anumite cadre medicale au afirmat că noua tulpină ar putea să însemne sfârșitul pandemiei. Medicul Radu Țincu, medic primar terapie intensivă toxicologie la Spitalul Floreasca din Capitală, a explicat că tulpina Delta determină forme ușoare și medii de boală, ceea ce ar reprezenta un avantaj. De asemenea, datele din acest moment arată că și vaccinurile își păstrează din eficiență. Dacă într-adevăr se va dovedi că această variantă virală este mai blândă și va produce forme mai ușoare decât Delta, este posibil ca acest lucru să determine acel scenariu în care vom coabita cu mult mai mare ușurință cu ea și va deveni o infecție banală. Aceste afirmații ne duc cu gândul că Omicron ar putea însemna sfârșitul pandemiei. Nu mai credem nimic. Unii spun una, unii spun alta. În final ne-a dezorientat de tot. Mă înțelege, nu știu ce să spunem. V-ați bucurat să se sfârșească odată pandemia? Păi bineînțeles că s-ar bucura toată lumea să se sfârșească pandemia. Mai ales că eu mai am și alte boli. Și mă feresc mai rău ca copiii mici. Să scăpăm de asta? Adică să scăpăm de ce spune așa? Un mare drag. Nu cred că există cineva care să nu își dorească să se sfârșească această nebunie, care în mod sigur a fost provocată de persoanele suspuse, cei mai mari bogătași ai lumii și politicieni, desigur. Fără discuție, n-a venit din cosmos, așa, ci e provocată de persoane care nu le mai ajunge pământul. Să sperăm că se va alege praful de ei înaintea noastră. Medicul mai spune că sfârșitul pandemiei este un scenariu posibil și că există precedente în acest sens. Poate să se întâmple acest lucru odată ce virulența scade foarte mult și formele sunt ușoare. Se poate discuta într-adevăr de un sfârșit al pandemiei, lucru care s-a mai întâmplat și cu pandemiile din trecut, în care virusurile au devenit fie mai blânde, fie la un moment dat, printr-o mutație genetică extrem de nefavorabilă. Au dispărut într-o perioadă de timp în mod spontan, a explicat Radu Țincu.